o nouă decizie insuficient analizată, dacă mă întrebați. Fiindcă toți cei excluși au dreptul, conform legii, să facă plângere în instanță. Și instanța va suspenda excluderea până când vor ajunge la consens, la sentință. Lucru care se poate întâmpla dacă se pronunțe instanța foarte repede, în vreo 3 ani de zile, așa. Bun. Deci, mai departe, se desfințează grupul de la cameră, un partid care a reprezentat sâmburele liberalismului în România, sâmburele, în anii cumpliți ai războiului român-român, a abuzurilor inimaginabile. Pe ALDE a fost în locul PNL-ului. Că apoi, mă rog, și PNL-ul ușor, ușor revine, că totuși e Partidul Marii Uniri, are multe personalități. Mă rog, dar atunci când erau ridicați oamenii la 6 dimineața pe prostata unuia și altuia, ALDE s-au opus. E, acum ce mai rămâne din acest ALDE, vă întreb? Bun. O parte la PNL, o parte la PSD, restul luați de pro-România. Cam atât. În acest moment, domnule Chireac, Călin Popescu-Tăriceanu, odată cu aceste excluderi, urmează demisii, pierderea și grupului de la Camera Deputaților, mai poate juca un rol important în scena politică? Păi, nu are cum. Nu are cum. Practic, gruparea domnului Tăriceanu trebuie să meargă cu Pro-România, pentru ca împreună să facă grup politic și să aibă o voce, dar acolo e o voce proeminentă, puternică, a lui Victor Ponta, care nu spune același lucru precum Călin Popescu-Tăriceanu. Fiindcă Călin Popescu-Tăriceanu ne-a spus foarte clar cum e cu abuzurile. Recent, după cum știți, domnul Ponta ne spune că nu există stat subteran și că, mă rog, una alta. Deci și-a mai schimbat opinia. Deci nu sunt pe aceeași linie. Iar de ideologie, ce să vorbim? ALDE are ideologia liberală clară. Pro-România încă nu e definit. C-o fi de centru, c-o fi de stânga, c-o fi de centru stânga, c-o fi de stânga-ilaltă, c-o fi de la securitate, c-o fi, nu știu, că nu s-a dat sentința, nu s-a dat doctrina până acum. Să va da. Corect. Mulțumesc, domnule Chireac, pentru această